Dragilor, bine v-am regăsit! Astăzi vorbim despre parentajul conștient, dacă există sau nu părintele perfect, copilul perfect, familia perfectă. Alături de noi este Andreea Mihai, consilier parental și blogger Rafturi de Poveste și vom vorbi pe marginea cărții Cartea familiei care merită mai mult, cum să descoperim împreună bucuria de a trăi în prezent, de dr. Șefali Țabari, o carte publicată în colecția Parentaj a editurii Herald. Iată o carte despre transformarea de sine, o carte care te invită să renunți la iluzia că există, cum spuneam mai devreme, părintele perfect, copilul perfect sau familia perfectă. Tot ce avem cu adevărat, spune dr. Șefali Țavari, este o călătorie de evoluție împreună, din care putem să învățăm și să fim din ce în ce mai autentici, atât noi, cât și copiii noștri. Andreea, cât de important este să fim autentici în relația cu copiii noștri? Cât de importantă este vocea noastră, vocea părintelui și cum ne facem noi ascultați în fața copiilor? Bună! În primul rând aș vrea să spun că a fi autentic înseamnă a fi în contact cu valorile și cu convingerile noastre. Atunci când suntem autentici, reușim să fim în primul rând aici și acum, da? Și se pune accentul pe a fi conectat cu mine. Rolul unui părinte în formarea personalității copilului este foarte importantă, pentru că avem un copil cu o personalitate în dezvoltare, iar părintele este soarele și luna, iar tot ceea ce îi spune el, vocea lui este foarte puternică. Iar parentajul conștient vine și povestește tocmai despre experiența interioară a adultului și importanța relației părinte-copil. El a apărut tocmai ca, să zicem așa, ca o când au apărut primele îndoieli cu privire la parentingul comportamental, când accentul se punea pe ce trebuie să facă copilul, în parentajul conștient mergem și vorbim apropo de relația părinte-copil. Și ceea ce spune, de exemplu, dr. Șefali Țabari, este faptul că singura persoană asupra care am controlul și pot exercita influență sunt eu părintele. Cum ne provoacă fricile noastre anxietate? Și aici mă refer la fricile noastre ca părinți. Probabil că ai mai auzit expresia nu sunt un tată suficient de bun sau nu sunt o mamă suficient de bună. Poate că ar trebui să fac mai multe pentru copilul meu. Și atunci mă gândesc cum ne provoacă fricile noastre anxietate, furie și alte asemenea reacții față de copiii noștri. Pentru că, bineînțeles, că ei simt reacțiile noastre și emoțiile noastre. Copiii, da, simt și ce e important este că în parentingul conștient, important este să ne dăm seama, apropo, că suntem și lumină și umbră. Faptul că nu trebuie să ne fie frică să răspundem copiilor noștri, ținând seama de valențele noastre. Atunci când renunțăm să ne mai fie frică că ai noștri copii ne pot respinge la un moment dat sau faptul că nu vor putea fi de acord cu noi la un moment dat, dispare și teama și frica asta că ei să nu ne accepte, să ne respingă. Și important să ținem cont în relația noastră fel de valorile și de convingerile noastre. Și atunci când venim și le spunem, ok, faptul că empatizez cu tine nu înseamnă că sunt complice cu tine, faptul că sunt aici, dar nu să te pot lăsa să faci tot ce dorești tu, e clar că anxietatea mea poate crește când el îmi spune, da, dar tu nu mă susții. E important eu să mă uit la mine, ok, de ce e atât de important ca toată lumea să mă placă? Pentru că poate ar trebui să pun sub semnul întrebării dorința asta mea ca toată lumea să mă placă și poate nu mi-e clar care sunt exact valorile și convingerile mele la un moment dat. Un alt subcapitol din carte care mi-a atras atenția, un copil de succes are cele mai bune rezultate și de cele mai multe ori noi ca părinți venim cu tot un tipar moștenit. Noi venim cu această presiune, mai ales presiunea școlară asupra copilului, adică confundăm cumva fericirea copilului cu succesul. Dacă este un copil cu note bune la școală și vine numai cu 10, va fi un copil fericit.
Ceea ce este fals, da? Este un mit pe care, uite, ar fi bine să-l demontăm. Faptul că poate ne alimentează nouă ca părinți ego-ul. Ah, ce bine mă simt că fiul sau fiimea vine acasă numai cu 10. Poate că el nu este pe deplin fericit sau găsește fericire în cu totul altceva. Și apropo de acest capitol, un copil de succes are cele mai bune rezultate. Copilul care nu își atinge potențialul maxim, spune șefalița Bari într-un subtitlu. E important atunci când ne uităm la copiii noștri să vedem și ce pot face și ce își doresc. Avem și nu neapărat ce nu pot face, dar ce fac bine. Că se întâmplă, da, câteodată să ne punem în copiii noștri speranțele sau dorința de a fi o bună balerină, de a juca așa sau de a fi un bun fotbalist, așa cum nu am avut eu șansa să fiu. Dar întrebarea este ceva ceea ce își dorește? Este ceva la ceea ce se poate pricepe, că s-ar putea la un dat să nu aibă o anumită abilitate? Totodată, un copil de 10 sau un copil fericit, cum definim fericirea pentru noi? De ce e nevoie să ne raportăm până la urmă la aceste note? Că poate să fie de 10 la o materie și poate să fie de 5 la o altă materie pentru că nu are abilitățile necesare sau nu are o înclinație. Da, o notă mare poate fi pentru părinte ca un mesaj că sunt un părinte bun, dar ar trebui, zic eu, să privim dincolo de aceste note și să vedem ce aduce fericirea copilului meu și să nu-l raportez pe el, să pun un egal între el și notă. Și dacă vine cu o notă mică, poate la toate materiile, să văd cum aș putea să-l ajut. Da? Poate are nevoie de un pic de ghidare, poate s-a pierdut un pic în tot procesul de predare. Și să văd, ok, cum pot să-l ajut, astfel încât, de exemplu, să-și treacă examenele. Putem să învățăm de la copiii noștri să fim fericiți? Iată, noi ca părinți, bineînțeles că venim cu aceste tipare de la proprii noștri părinți din copilăria noastră, avem tendința aceasta de a le transmite mai departe, de a le perpetua. Și nu ne dăm seama, de fapt, ce îi face cu adevărat fericiți pe copiii noștri. Și noi, prin intermediul inocenței lor, să învățăm și noi să fim fericiți. Mai exact, să ascultăm, să punem urechea la nevoile copiilor noștri. Ce nevoi are cu adevărat copilul meu? Copilul are, în primul rând, nevoie de conectare, de a fi cu părintele aici, acum, în sensul că nu e suficient ca părintele să fie lângă, dar să se uite pe telefon sau să fie cu gândul la e-mailul pe care l-are, mai are de trimis la birou. Un copil simte, ca să zic așa, prezența asta autentică dacă ești cu el și te joci acolo fix în jocul lui. Ea, în primul rând, mai ales la vârste mici, nevoie de conectare, dincolo de nevoile astea materiale, de foarte multe jucării, de foarte multe haine, de a fi plimbat în foarte multe locuri. Are nevoie de un părinte care să fie acolo și să stea cu el, cu emoțiile copilului, cu micile lui bucurii. Ei se pot bucura la fel de mult că sar într-o baltă și nu trebuie să meargă într-un loc, să zic, foarte extravagant. Și au nevoie de joc. De joc și de conectare, asta spune. Și aș mai adăuga eu, foarte important, și s-a tot vorbit în ultimul timp de acest aspect, timp de calitate. Timp de calitate petrecut cu copiii. Exact ce spuneai tu. Conectare și timp de calitate. Adică degeaba sunt într-o prezență fizică alături de copil, dacă gândurile mele sau ochii mei sunt în telefon, vorba ta, să mai trimit un mail, să mai răspund la un mesaj, sau stai că mai am de plătit o factură, sau mai am de făcut alte sarcini, alte task-uri, eu cumva în acel moment, bineînțeles, fizic sunt cu copilul, dar de fapt emoțional sunt deconectat. Da, da. Așa este. Ce înseamnă să fii un părinte bun și iubitor? Aici mă refer la un alt capitol. Iată, șefalița Bari foarte frumos împarte această carte în capitole care încep cu mitul. Mitul 1, mitul 2, 3, 4, 5 și așa mai departe.
Și spune mitul 5, un părinte bun este iubitor. Când copilul nu simte iubirea drept iubire. Un părinte bun este iubitor, dar în același timp, un părinte iubitor nu înseamnă că este un părinte care nu pune limite. Un părinte care nu ține de limitele pe care le impune. A fi un părinte iubitor înseamnă a fi un părinte care își ghidează copilul. E necesar... Spune-te, rog. E necesar să stabilim ca părinte, cu toată iubirea pe care o arătăm față de copil, să stabilim cu oarecare, să spunem, fermitate. Să nu lăsăm lucrurile așa în bătaia vântului, aceste limite și granițe sănătoase, adică copilul să ne perceapă, bineînțeles, ca părinte iubitor, dar în același timp să știe că părintele, și nu doar părintele, stabilește niște limite și niște granițe. Și aici aș face referire iarăși la un subiect foarte interesant și anume relația de prietenie dintre părinte și copil. Mulți părinți, mai ales în ultimii ani, vin cu această idee, cu această sintagmă. Eu sunt cel mai bun prieten al copilului meu. Mama este cea mai bună prietenă, tatăl este cel mai bun prieten. Înainte de toate, rolul tatălui sau al mamei este acela de părinte și nu de prieten. Da, este firesc, este bine să fiu alături de copil și el să mă perceapă ca un fel de prieten sau cu prietenie, dar să știe că de fapt eu sunt tatăl lui sau sunt mama lui, care atunci când este cazul pun acele granițe și acele limite sănătoase. Pentru că copilul are nevoie de prieteni până la urmă de vârsta lui. Simte această nevoie de a aparține unui grup de apartenență. Da, copilul trebuie să știe că eu sunt prieten în sensul în care poate să vină la mine orice s-ar întâmpla și eu voi fi acolo și îl voi ajuta și îl voi ghida înspre a rezolva o problemă. Însă, într-adevăr, nu pot să fiu prieten așa cum va fi un coleg de școală sau băieții de la scara blocului. Copiii au nevoie de reguli și de limite, au nevoie de acea structură, însă ce trebuie să am eu grijă este să fie de o structură și nu o rigiditate. În același timp, să păstreze o flexibilitate și să ajustez regulile și limitele în funcție de vârstă. Și totodată să permit negocierea, tocmai pentru a-i permite copilului meu să învețe aceste reguli ale negocierii, nu apropo de ce îmi doresc, ce pot să, și ce pot să obțin. Apropo de negociere, este importantă negocierea în relația părinte-copil? Pentru că ne gândim la negociere ca la un concept sau ca la un termen venit, bineînțeles, din zona business-ului. Dar este un concept pe care noi îl aplicăm și este bine și sănătos să-l aplicăm atât în relația de cuplu cu partenerul, cât și, iată, în relația părinte-copil. Da, în negociere ne susținem părerile, venim cu argumente, acceptăm că celălalt poate să aibă o viziune sau o părere diferită de a noastră. Nu înseamnă neapărat că facem, dacă negociem cu copilul, faptul că vom face ce își dorește el, ci trebuie văzut de la caz la caz. Dar nu vom putea să obținem copii independenți, care să susțină părerile, care să vină cu argumente, dacă nu învățăm lucrul ăsta de acasă și exersăm cu ei lucrul ăsta. De la vârste cât se poate de mici, astfel încât, mă rog, să poată veni cu câteva argumente. Și le susținem acest proces. Uneori vom putea face că alteori poate găsim o cale de mijloc, dar e un exercițiu foarte bun. De la judecăți de valoare la empatie. Și într-un alt material am discutat despre ce înseamnă cu adevărat empatia și ce înseamnă să fii un părinte empatic și receptiv la nevoile copilului. Șefalița Bari în acest capitol vine cu următoarea idee. Empatia nu înseamnă complicitate. Cum am putea să explicăm acest lucru?
A fi empatic cu un copil nu înseamnă că sunt de acord cu el. Și a dă în carte chiar un exemplu în care spune că acela cu, în care copilul este frică să urce în lift, da, a fi empatic înseamnă a spune că înțeleg că ți este frică să urcăm în lift, uite, o să fiu aici și o să te ajut să treci peste asta. În timp ce dacă mă duc și spun, lasă că o să urcăm noi scările, nu o să-l ajut de fapt pe copil, aici aș fi un complice, nu o să-l ajut ca să treacă peste. Atunci când sunt empatic, îl înțeleg, și în același timp îi ofer niște instrumente ca el data viitoare, sau când o să fiu lângă el, să se poată descurca singur. Dar atunci când sunt complice, îi susțin, îi ascund, nu ofer neapărat un suport ca, sau o bază de plecare, ca să zic, așa. Și a empatiza, da, dacă ne gândim la definiție, înseamnă a avea capacitatea să te pui în locul celuilalt și să îl înțelegi. Da, a fi complice înseamnă a-l ascunde, a nu spune adevărul. Deci, asta ca și diferență. Mi-ai mărturisit că ai un citat preferat din Dr. Șefali Țavari. Da, da. Uite, dacă îmi permis să descriu cartea. E din capitolul De la emoții la sentimente. Iar ceea ce spune Dr. Șefali Țavari aici, spune că trebuie să le transmitem copiilor noștri mesajul că sentimentele fac parte din viața noastră de zi cu zi, la fel ca și temerile lor. Sentimentele și fricile vor face parte din viața noastră întotdeauna, la fel ca și gândurile noastre. Dacă le permitem să existe fără să ne lăsăm acaparați de ele, fără să le controlăm sau să le evităm, acestea vor apărea și vor fi de la sine. Doar când intervenim și încercăm să le controlăm, totul începe să o ia pe o pantă greșită. Foarte, foarte frumos. Dragii noștri, a fost astăzi alături de noi Andreea Mihai, blogger la Rafturi de Poveste și consilier parental. Am vorbit pe marginea acestui frumos titlu publicat în colecția Parentaj a editurii Herald, Cartea familiei care merită mai mult, cum să descoperim împreună bucuria de a trăi în prezent, despre parentajul conștient, Dr. Șefali Țavari. Mulțumim foarte mult, Andreea. Dragilor, vă mulțumim și vouă că ați fost alături de noi. Ne dăm întâlnire la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere!